În doar 5 ani, demarând multe proiecte de la zero, primarul municipiului Drobeta Turnu Severin a reușit să schimbe fața orașului nostru. Unul dintre obiectivele edilului Marius Creciu a fost ca toate cartierele Severinului să ajungă la gradul de modernizare pe care îl vedem în orașele dezvoltate ale Europei. Astfel, această promisiune a fost îndeplinită, iar cetățenii din zonele mărginașe beneficiază în prezent de condiții de viață la cele mai înalte standarde. Văd că strada ați terminat-o. Chiar îmi place ce a ieșit, vă felicit. Totul dintr-un capăt în altul. Am trecut, am luat-o, să zic așa, la pas cu echipa zilele trecute. A ieșit un lucru extraordinar. În momentul acesta înțeleg că ultima operație e marcajul, nu? Da, domnul primar. Astăzi sunteți la premarcaj. Premarcajul pentru ultima operațiune, marcajul final, treceri de pietoni, indicatoare, tot ce mai e. Dar ea este funcțională acum, este ca coadă. În totalitate funcțională. Încă o dată felicitări. În cât timp credeți că terminăm acest marcaj? Câteva Sperăm zile, ca mă gândesc bine. 2-3 zile să fim. Și după aceea ochii. Urmează și recepția final. Lucrării, recepția finală, da. O lucrare, zic eu, chiar necesară, dar în același timp calitativă din toate punctele de vedere. O să vă rog toată echipa să o preluați, să o avem, să facem recepția, ca oamenii să poată să folosească de ea în totalitate. Da? Fiți atenți, stați pe constructor, să punem toate semnele de circulație, trecerile de pietoni, vedeți dacă oamenii în anumite zone mai vor o trecere în plus sau mai e ceva de făcut, da? Să putem să mulțumim pe toată lumea. Pentru prima dată, după 10 de ani de așteptare, strada Banoviței a fost asfaltată datorită implicării primarului Marius Creciu. Infrastructura rutieră era grav afectată, acest loc fiind uitat de foștii edilei municipiului nostru. Noroaiele și gropile făceau parte din viața cotidiană a cetățenilor din zonă. Da, este o stradă extrem de importantă pentru noi ca oraș, vorbim de strada Banoița, pentru că în același timp ajută și zona industrială, zona comercială, sunt magazine, sunt depozite, de fapt, mici fabricuțe de-a lungul acestei străzi, dar în același timp trăiește și foarte multă populație, sunt case multe, strada are peste 1,2 km. Am lucrat mult la ea, dar a ieșit un lucru foarte bun. Strada arată foarte bine, trotuare, noi accese la proprietăți. Ea în acest moment este circulabilă, după cum vedeți, deja se circulă cu viteză pe strada Banoviței, dar mai avem mici retușuri, vorbim de trecerile de pieton, de marcajul longitudinal și de semnele de circulație ce trebuie puse acolo unde am schimbat câte ceva. În general, în afară de două stopuri, nu prea avem așa multe semne de circulație. Asta e un lucru bun, că ea poate fi folosită în acest moment dintr-o parte într-alta. Investiția a fost realizată din fonduri europene. Sunt bani europeni atrași, nu sunt banii comunității, și banii europeni, spuneam și o spun încă o dată, este o formă extrem de importantă pentru noi care suntem un oraș mai sărac, cu posibilități mai puține. Atragerea de fonduri europene este o șansă pentru noi ca și comunitate. Continuăm să atragem fonduri europene, continuăm să facem lucrări pe fonduri europene pentru dezvoltarea orașului și modernizarea lui. Această zonă se ridică acum la nivelul de civilizație pe care trebuie să-l aibă toate cartierele orașului. Cum se vede, finalizăm una dintre străzile cuprinse în proiectul de căi de rurale și modernizarea municipiului, dintr-un total de 39 de milioane de lei. Finalizăm acest proiect, vom începe altele, fiindcă dezvoltarea și investițiile continuă în municipiul nostru, atât pe fonduri europene cât și guvernamentale, și acolo unde trebuie să intervenim și de la buget local. La preluarea mandatului, primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a decis că nu este posibil ca zone ale Severinului să fie uitate, cartiere mărginașe să fie ocolite, iar multe spații publice să rămână nepuse în valoare. Astfel a început și continuă cel mai amplu proiect de modernizare a infrastructurii din ultimii 10 de ani în cartierele mărginașe ale orașului. Ne aflăm pe tronsonul 3, strada Banovița, unde
pregătim ultima etapă pentru marcaje, executarea marcajelor stradale, treceri de pietoni și montarea indicatoare. Cel mai important obiectiv pentru edilul Marius Creciu rămâne creșterea calității vieții pentru toți severinenii, indiferent de zona în care locuiesc, astfel că toate proiectele urmăresc să genereze un impact pozitiv la scara întregului oraș.